Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, lucrează-i pe dânsii. Mirele Florin Ioan Bălănică este directorul unui spital oftalmologic din București. A cunoscut-o pe Sorana în urmă cu un an și pe semne n-a așteptat prea mult până se ceară mâna. Aseară a ajuns primul la biserică alături de soacra lui. Le doresc să aibă dragoste veșnică și înțelegere și prietenie și să aibă copii frumoși și buni așa cum au fost ei și cum sunt. Au avut emoții? Bineînțeles, este firesc cu asemenea ocazie să ai emoții. Mireasa s-a lăsat așteptată minute în șir. Îmbrăcată într-o rochie semnată Cătălin Botezatu, Sorana a strălucit la brațul tatălui care a condus-o până la Catedrala Mitropolitană din centrul orașului. Imediat după ce mirii au pășit în biserică, corul a interpretat Ave Maria. Mă bucur că v-a plăcut. E făcută, presupun, la comandă, n-a nu știu. Să o găsească de-a gata. Nu știu. Ceremonia a fost oficiată de 17 preoți, printre care și mitropolitul Ardealului, Laurențiu Streza, părintele Lucian, episcopul Caransebeșului și părintele Paisie Lugojanu, arhiepiscopul Timișoarei. Cununia religioasă a durat aproximativ o oră, timp în care mirii au fost extrem de emoționați. Foarte, foarte frumoasă, foarte reușită din toate punctele de vedere. Ce le urați mirii? Bineînțeles, noroc, sănătate, toate bune, casă de piatră. O rochie superbă, este ceva ce nu se poate mai mult. Mai mult nu se poate. Emoționantă și eu zic de înaltă clasă. Mirii au fost emoționați? Normal, ca toată lumea la un asemenea moment. Pregătirile pentru nuntă au început dis de dimineață. Organizatorii evenimentului au pus la punct ultimele detalii pentru ca petrecerea să iasă ca la carte. Buchetele de flori albe au fost aranjate pe mesele împodobite de sărbătoare, femeile de serviciu au șters geamurile de la intrare, iar în biserică angajații au întins covorul roșu. Curioșii s-au strâns în fața bisericii încă de la prânz în așteptarea mirilor. O armată de bodyguards a avut grijă ca trecătorii să stea la distanță. Să mai discutăm, superbă, mireasă, excepțională. Și costumul de mire? Și mirele mai și frumos și el și costumul la fel. Petrecerea a avut loc la cantina Politehnicii. Din meniu nu au lipsit sărmăluțele cu mămăligă, friptura de rață cu mandarine și somonul cu spanac. De cânte și voie bună s-au ocupat artiști renumiți din Banat, precum Petrică Moise, Ramona Vița și Traian Jurchela.